Dispoziție privind convocarea Consiliului Local cu ultima ședință ordinară. În conformitate cu prevederea articolului 136 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B, în ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificări și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local cu ultima ședință publică ordinară în data de 18 decembrie 2023, ori la sediul primăriei Comunei Buci. Proiectul ordine de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stațial al Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea registrului local al spațiului vers din Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea noului regulament de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului la apa potabilă ca taxă specială pentru serviciul public de alimentare cu apă al Comunei Bucium, județul Bacău, pentru anul 2024, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind stabilirea în principiu a tarifului de la canalizare și epurarea apelor uzate pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Bucium, județul Bacău, începând cu anul 2024, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnice-economice aferente obiectivului de reabilitare din DC-124, tronson 1 și tronson 2 din Comuna Bucium, de Tupacu, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementarea proiectului de reabilitare drum DC-124, tronson 1 și tronson 2 din Comuna Bucium, de Tupacu, inițiator primarul Comunei. 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 4, anul 2023, inițiator primarul Comunei. 9. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe trimestrul 4, anul 2023, pentru școala gimnazială Comuna Bucium, ordonator de terțiar de credit, inițiator primarul Comunei. 10 diverse. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Deschidem ședința de astăzi. Bună la vot. Pe ordinea de zi prezentată de domnul primar, cine este pentru. Supunem la vot procesul verbal de ședința anterioară, cine este pentru. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne expune punctul 1 pe ordinea de zi. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Bucium, județul Bacău. Doamne și domnule consilier, prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat cu motivat de următoarele considerente. 1. Conform articolului 5 din legea cadastrului și licitației imobiliare, numărul 7/1996, cu modificări și completări ulterioare, nomenclatorul stradal se aprobă prin hotărârea Consiliului Local, se organizează și funcționează pe fiecare localitate și prezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea denumirii străzii și a numărului administrativ, instituțiile și autoritățile administrației publice locale fiind obligate să utilizeze Registrul Electronic Național în activitatea specifică, Agenția Națională asigurând accesul gratuit la această aplicație. 2. Registrul Național al Nomenclatorilor Stradale RENS se organizează conform Ordonanței de Guvern numărul 777/2016, autoritățile administrației publice locale, având obligația ca ulterior aprobării nomenclaturii stradale, să actualizeze elementele specifice și să le introducă în RENS pentru ținerea la zi a acestui registru. Orice modificare se va face ulterior doar în baza hotărârii autorității deliberative. 3. Prin urmare, în vederea aprobării nomenclatorului stradal al Comunei Bucium, o primă etapă a fost aceea a propunerii de atribuiri de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al Comunei, respectiv celor două sate. Aceste propuneri au fost prevăzute în anexele 1 și 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 47 din 31 octombrie 2023, când am făcut și motivația alegerii denumirilor. 4. După atribuirea denumirii străzilor, au fost identificate imobile cărora li se va atribui numere administrative și au fost comandate aceste numere pentru a fi montate cât mai curând. Tocmai în vederea acțiunilor în acest sens, a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care să se aprobe nomenclatorul stradal al Comunei Bucium, conform anexelor prezentate la proiect. Pentru considerentele expuse mai sus, supun analizei, dezbateri și aprobării proiectului de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre a fost analizat de Comisia de Juridică. Pentru concluzie, doamna președinte, aveți cuvântul. Membrii comisiei au analizat proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar și au fost de acord cu conținutul acestuia. Mulțumim. Dacă sunt înscrieri la fond de tema acestui subiect, dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Dau cuvântul domnului primar pentru a expune punctul 2 după ordinea de zi. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea registrului local al spațiilor vest din Comuna Bucium, județul Bacău. Doamnă și domnul consilier,
în conformitate cu prevederile articolului 16, articolul 7 din legea numărul 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi în zonele urbane republicate, au fost stabilite sarcini și atribuții pentru autorități administrației publice locale privind obligația de realizării evidenței spațiilor verzi de pe teritoriul unității administrative prin construirea registrului local al spațiilor verzi. Dat fiind faptul că nu ne confruntăm cu o problemă în ceea ce privește avizul pentru noul club, tocmai pentru lipsa registrului spațiilor verzi, am luat inițiativa de a întocmi această documentație pe care vă prezint dumneavoastră în această ședință. Evidența spațiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raționale a acestora, regenerării și protecției lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative și cantitative, precum și asigurarea informațiilor despre spațiile verzi dintre avioane localității ce aparțin domeniului public-privat al comunei. Prin registrul spațiilor verzi s-au inventariat următoarele tipuri de terenuri: spații verzi cu acces nelimitat, parcuri, scoaruri, fâșii plantate, spații verzi publice de folosință specializată, spații verzi diferente dotărilor publice, grădinițe, școli, unități sanitare, edificii de cult, cimitire, baze sau parcuri sportive, spații verzi pentru agrement, baze sportive, spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă, culoare de protecție față de structura tehnică, păduri de agrement. Organizarea și modelarea structurilor de date s-a realizat în sistem informațional de tip GIS și cuprinde planuri privind terenurile definite ca spații verzi cu identificarea stării de variabilitate a vegetației de pe aceste terenuri, cât și date informații în format electric a caracteristicilor și indiciilor de cantitate și calități aferente. Registrul local al spațiilor verzi va asigura suport decizional al autorității administrative publice în activitatea de gestionare a fundului verde al localității, păieri, toaletări, replantări. Actualizarea registrului local al spațiilor verzi se va face la un an sau ori de câte ori este nevoie după caz. Termenul de un an curge de la data adoptării prezentei hotărâri. Acesta va fi public și va putea fi consultat la sediul autorității administrației publice locale. Având în vedere faptul că adoptarea acestui proiect de hotărâre poate termina o bună gestionare a potențialului spațiilor verzi, propun aprobarea proiectului de hotărâre în formă și conținutul prezentat. Domnul președinte. Domnul primar, acest proiect de hotărâre a fost studiat de Comisia Juridică. Pentru concluzia, rândul la mea președinte. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi din Comuna Buciumă a fost studiat și am și aprobat de către membrii Comisiei Juridice. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă se descrie la hotărâre, se supără. Dacă nu, punem la vot. Cine este pentru? Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Dau cuvântul domnului primar pentru un anexiune punctul 3 de pe ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvântul. Referat din motivat la proiectul de hotărâre privind aprobarea noului regulament de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumă, județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, având în vedere intrarea în vigoare a legii numărul 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și prevederile hotărârii Consiliului Local Buciumă numărul 54 din 20/11/2023, care s-a aprobat reducerea numărului maxim de posturi cu 10% și s-a reorganizat aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciumă, se impune și actualizarea regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate a primarului, a cărei competențe de aprobare aparțin Consiliului Local. Proiectul de hotărâre înaintat spre analiză și aprobare conține în anexă acest regulament așa cum a fost propus de conducătorii structurilor de specialitate juridică, economică și tehnică. Este un document destul de vast ca întindere, fiind structurat în 4 mari capitole și în care au fost înserate principalele aspecte care vizează activitatea în instituții de structuri subordonate. Întrucât documentul a fost prezentat spre studiu consilierilor locale anterior ședințe, propun dezbaterea continuă ținutului proiectului și aprobarea noului regulament de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre a fost studiat de Comisia Juridică. Pentru concluzii, domnul președinte, aveți cuvântul. În urma studierii proiectului de hotărâre privind noul regulament de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului, membrii Comisiei au aprobat favorabil continuul acestuia. Mulțumesc. Dacă se descrie la cuvânt pentru acest subiect, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat, dar cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 4 pe ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvântul. Referat de aprobare privind proiectul de hotărâre referitor la stabilirea prețurilor la apa potabilă ca taxă specială pentru serviciul public de alimentare cu apa al Comunei Buciumă, județul Bacău, pentru anul 2024. Doamne și domnule consilieri,
Urmarea faptului că suntem la sfârșitul anului 2023, iar din luna ianuarie 2024, consumatorii din Comuna Bujum se vor prezenta la primărie pentru achitarea consumului la apa potabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, prin care vă propun stabilirea prețului la apa potabilă furnizată către cetățenii din comună. Fac specificația că prețul la apă conform proiectului prezentat se majorează cu 2 lei, respectiv de la 8 la 10 lei metru cub. Fundamentez propunerea făcută cu următoarele. Apa furnizată provenind dintr-o singură sursă, seceraja ESA Constanța, întrucât în contractul încheiat cu seceraja Constanța, tariful de furnizare poate fluctua în condițiile creșterii prețului, iar conform comunicării tarifelor pentru anul 2024, aceasta este stabilită la 7,34 fără TVA, cu TVA inclusă, ajungându-se la 8 lei metru cub, la care se adaugă și prețul de restituire de 2 lei, inclusiv TVA, așa cum a fost stabilit de anele 10 București, 1,52 lei la nivelul anului 2011, care ulterior calculat cu indicele de inflație depășește acum mult 2 lei. Se constată un total de 10 lei metru cub. Pentru că din anul 2022 până în prezent prețul apei potabile nu s-a mai modificat, se impune această creștere față de care loc analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre a fost studiat pentru aprobare din Comisia de Specialitate Buget pentru concluzie și mai multe detalii poate spune doamna președintă. Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului la apa potabilă a fost studiat de către Comisia de Buget și aprobat. Mulțumesc. Da, mulțumim. Dacă mai sunt înscrieri la fond pe tema acestui subiect, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Potriva. Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Dau cuvânt domnului primar pentru anexiune punctul 5 după ordinea de zi. Referat de aprobare privind proiectul de hotărâre referitor la stabilirea în principiu a tarifului la canalizare și curare a apelor uzate pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare a Comunei Bucium, județul Bacău, începând cu anul 2023. Doamne, domnul consilier, urmarea aprobării în luna noiembrie 2022 prin hotărârea de sloca numărul 47 a înființării serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare a Comunei Bucium și în vederea operaționalizării și funcționării acestui serviciu, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care vă propun stabilirea în principiu a tarifului de canalizare și epurare a apelor uzate pentru toate gospodăriile și locațiile persoane juridice din satul Răcău și satul Bucium care vor fi acordați la rețea. Argumentez propunerea făcută cu următoarele. Prin hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 2 din 10 ianuarie 2022 s-a aprobat în principiu tariful pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate în cuantum de 4 lei metru cub consumat și în sistem paușal 5 lei metru cub consumat. Întrucât până la sfârșitul acestui an nu am transmis documentația spre avizare la anele 10, aceste tarife stabilite în principiu să rămână valabile și pentru anul 2024. Față de cele prezentate, rog analiza și aproba proiectul de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte. Da, mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre a fost analizat și studiat de Comisia de Specialitate Buget. Pentru concluzie, doamna președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost studiat de către Comisia Buget Finanțe și a aprobat. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 6 pe ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvântul. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorului tehnico-economice aferență obiectivului reabilitare drum DC-124, tronson 1 și tronson 2 din Comuna Bucium, județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, după cum ați luat la cunoștință pe parcursul ședințelor anterioare ale Consiliului Local, unul din proiectele pe care am fi dorit să le implementăm în acest an a fost și cel care se privește reabilitarea drumului DC-124 pe tronson 1 și tronson 2, după cum v-am anunțat în prealabil, proiectul pentru această investiție a fost dat în lucru, iar în data de 22 noiembrie a fost definitivat, urmând ca după aprobarea dumneavoastră prin hotărâre să aprobăm implementarea acestui respectiv depunerea cererii de finanțare. Urmarea întocmirii documentației de prioritate pe care v-am prezentat-o spre studio a fost întocmit și indicatorii tehnico-economici și aferenți obiectivului, acestea fiind prezenți în anexă la proiectul de hotărâre. Mai menționez că lungimea totală a sectorului de drum ce va fi reabilitat este de 5.663 metri liniar, iar valoarea totală a lucrărilor însumează 5.901.077,67 lei, inclusiv TVA, din care ce plusem 5.188.047,46 lei. Pentru că și în această investiție este foarte importantă pentru comună, asigurarea accesului în zonă pe drum asfaltat, care în unele porțiuni s-a deteriorat, ceea ce privește, ce justifică reabilitarea. S-a inițiat prezentul proiect de hotărâre ca obiect și aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici.
Față de cele prezentate, rog analiza și aproba proiectul de hotărâre în formă propusă. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre a fost analizat și studiat de Comisia de Specialitate de Buget. Pentru mai multe detalii, doamna președintă, aveți cuvântul. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind reabilitarea drumului DC-124 a fost studiat de către Comisia de Buget Finanțe și avizat favorabil. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Și eu dacă sunt înscris la vot pe tema acestui proiect, dacă nu, putem la vot, cine este pentru votat în acest proiect. Dau cuvântul domnului primar pentru a-mi expune punctul 7 de ordine. Domnul primar, aveți cuvântul. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre referitor la implementarea proiectului de reabilitare drum DC-124, tronson 1 și tronson 2 din comuna Duce, în județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, după cum ați luat la cunoștință și anterior prezentării acestui subiect, când am analizat documentația tehnică și indicatorul tehnico-economici pentru această investiție, se intenționează depunerea cererii de finanțare prin programul Planul Strategic 2023-2027. Sesiunea de depunere a cererii de finanțare se va deschide curând, probabil în perioada 1-7 ianuarie, și ca să fim pregătiți în acest sens, este nevoie ca la documentație să existe aprobarea Consiliului Local Bucium pentru implementarea proiectului. În acest sens, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre, în conținutul care s-a prevăzut constatarea necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, cheltuielile aferente investiției, lista operatorilor economice și obiectivelor ce vor fi deservite de proiect, respectiv susținerea din bugetul local al tuturor cheltuielor neeligibile și a confinanțării aferente proiectului la care am făcut referire și la punctul anterior. Față de cele precizate, rog analiza și aprobarea proiectului de hotărâre în formă propusă. Domnul președinte. Da, mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre a fost studiat și analizat de Comisia Specialitatea de Buget. Pentru mai multe informații, doamna președinte. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului reabilitare drum DC-124 a fost avizat favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt înscris la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Dau cuvântul domnului primar pentru a expune punctul 8 după ordinea de zi. Domnul primar, aveți cuvântul. Referat de aprobare a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucium de trimestrul 4 la anul 2023. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbaterii dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local pe anul 2023 cu suma totală de 750,47 lei, rezultată ca urmare a primirii adreselor numărul BCG-7Z 4317 din 29-11-2023, numărul BCG-7Z 4422 din 04-12-2023, numărul BCG-7Z 475 din 7-07-2023, numărul BCG-7Z 4784 din 08-12-2023 și numărul BCG-7Z 4846 din 11-12-2023, transmise de ANAF și propunerile făcute din raportul de necesitate numărul 4843 din 13-12-2023, respectiv pentru partea de venituri, mi s-a alocat suma de 750,74 lei. Cu privire la repartiția acestei sume la partea de cheltuieli, am propus în conținutul proiectului de hotărâre următoarele. Cheltuieli secțiunea de funcționare. 1.000 lei la capitolul învățământ, bun și servicii pentru finanțarea de bază pentru cheltuieli pe măsură articolul 104 alineatul 2 litera D, din legea numărul 1/2011, cheltuieli de achiziționare a unor lucruri bunuri necesare desfășurării activității de învățământ. Această sumă va face obiectul transferului de către școala gimnazială Comuna Bucium, conform proiectului de hotărâre ce urmează a fi analizat la punctul numărul 9 al ordinii de zi, în cazul în care veți aproba rectificarea bugetului local în formă prezentată. 377.000 lei asistență socială, din care 27.000 lei pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și 350.000 lei pentru plata ajutoarelor de încălzire și suplimentul pentru luna noiembrie 2023. 100.000 lei la capitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică, sub capitolul bunuri și servicii pentru plata facturii la apă, reparații și aviz la sistemul de alimentare cu apă. 272,47.000 lei la capitolul protecția mediului, sub capitolul bunuri și servicii pentru plata taxei de salubritate și avizurile la sistemul de canalizare. Aceasta este repartiția sumelor primite la în vederea rectificării părții de cheltuieli și a bugetului local pentru trimestrul 4. Având în vedere cele prezentate, rog să supuneți dezbateri și aprobării proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul președinte? Da, mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre a fost studiat și analizat de Comisia de Specialitate Buget. Pentru mai multe informații, doamna președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. Membrii Comisiei au studiat acest proiect privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestru 4 și au avizat favorabil acest proiect. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă sunt descrieri la cuvânt pe marginea acestui proiect, dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Acest proiect de hotărâre a fost adoptat, dar vă mulțumesc mult pentru că spune punctul nou după ordinea cuvântului, aveți cuvântul. Referat de aprobare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2023, trimestrul 4 pentru școala gimnazială Comuna Buciu, coordonator terțiar de credite. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l prezint în această ședință se referă la rectificarea bugetului de cheltuieli pentru școala Bucim conform rectificării bugetului local al Comunei Bucim expus și aprobat anterior. Astfel, pentru anul 2023, prin adresa numărul BCG-CTZ 4317 din 29-11-2023, transmisă de AJFP Bacău, a fost alocată suma de 1.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile aprovizionare cu materiale și bunuri de mică valoare necesare activității de învățământ. Urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în formă prezentată. Domnul președinte. Da, mulțumesc, domnul primar. Acest proiect de hotărâre a fost analizat și studiat de Comisia de Specialitate Buget. Pentru mai multe detalii, doamna președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. Membrii Comisiei au aprobat favorabil acest proiect privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe trimestru 4, 2023, pentru școala Buciu, școala Comunei Buciu. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri la punct de ajunge acestui proiect, dacă nu, să punem la vot, cine este pentru? Acest de proiect de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 10 divers. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, măcar pentru sfârșit de an, sau domnul Matei și primul înscris, dacă mai vrea cineva, după dânsul, nu fie înscris. Dacă nu, domnul Matei și aveți un loc. Stimați colegi, domnule primar, doamna secretară, iată-ne la ultima ședință din acest an 2023. Aș vrea să ne exprim punctul de vedere în tot acest an, deci indiferent de culoarea politică pe care am avut-o, deci a decurs ședințele în vot corect, nu am avut refuzat niciun proiect de hotărâre și asta denotă pentru că suntem o echipă prin care suntem uniți și căutăm să rezolvăm toate problemele. În continuare doresc să vă un Crăciun fericit, un an nou bun și cu îndeplinirea toate lor dorințelor. Mulțumesc pentru atenție. Eu am câteva cuvinte. S-ar putea să fie ultima ședință. S-ar putea să mai fie o ședință până la sfârșitul anului. Depinde cum ce avem de făcut. Momentan, rămânem la ultima ședință. Domnul consilier, vă mulțumesc din suflet pentru aportul adus Consiliul Local și aprobarea tuturor proiectelor care au fost pe ordine de zi. Și cu această ocazie vă doresc tuturor bucimenilor, oriunde s-ar afla în lumea asta, sărbători fericite, un an nou, să fim sănătoși în 2024, că restul vin de la sine. Și noi, Consiliul Local, mulțumim pentru această primărie, că funcționarea primăriei are ca bază tot Consiliul Local. Prin partea, noi suntem foarte mulțumim de desfășurarea activităților. Noi, în încheiere, la mulți ani, sănătate și încheiem ședința. Prosperitate. Da.